că miroase a ars. Oh, cred că undeva arde. Oh, aici arde un foc puternic. În inimioară, să chem pompierii repede. Pompieri, arde un foc. Oh! Oh, mulțumesc că a venit pompierul principal. Bun, iubit pompier. Haideți să vă povestim ce am făcut noi zilele trecute. Am primit cadou niște bilete la Destiny Park. Care ieri, alaltă ieri. Mă rog, acum câteva zile. Destiny Park e lângă București, la Băneasa, lângă Ikea la mare. Așa, și o chestie, un fel de parc în care copiii învață despre diverse meserii. Un parc de meserii, în interior. Și hai să zicem un pic cum a fost, că poate și alți copii o să fie interesați să meargă, sau alți părinți. Biletul e cam scump, nu mai știu cât era, găsiți pe site acolo, o să pun link în descriere. Bun, practic, intri, ți se dau la intrare 50 de bani, nu? Trebuie să mergem la bancă să luăm, intrăm. Înăuntru sunt diverse camere organizate ca unul e spital, unul e farmacie, una e bancă. Pompier. La fiecare cameră e cineva de acolo de la parc care are grijă de activitatea respectivă. Și ne-am dus la bancă să luăm 50 de bani în mână, hârtii, 20, 10, 10, 5 și așa. Și cu banii aia, la unele activități trebuie să plătești bani, 5 bani, 10 bani, 15 sau 20, în funcție de activitate, și la alte activități copilul primește bani, deci primește salariu, dacă se angajează, de exemplu, ca pompier, sau nu, la pompier cred că trebuie să plătești, da, am plătit 15. Și la avem întrebarea asta. Așa, și vrem să vă zicem un pic cam pe la care am fost, n-avem, am filmulez doar de la pompier, o să vă arăt, și câteva poze ca să vă faceți o idee. Și cine știe, poate unii dintre voi o să vreți să ajungeți să știți despre ce e vorba. Deci la ce am intrat noi prima oară? La bancă să luăm bani. Așa, pe urmă, după ce am luat banii? Să mulgem vaca. A fost să mulgă vaca, era mai liber. Noi am nimerit chiar în curte, atunci parcau două autocare pline de copii și era dimineață, în timpul săptămânii, deci posibil cam tot timpul să fie aglomerat. Erau clase. Clase de copii, mă rog. Noi am intrat prima oară la mulți vaca, să mulgă vaca. Părinții nu au voie să intre în camere, dar sunt ușile de sticlă, se vede înăuntru, se vede o vacă, zic, hai să mulgă și el vaca. Și ce ai făcut, ai mulți? Uh-huh. Dar întâi ce a făcut? Ți-a pus parcă un filmuleț, nu? După ce mi-a pus costumul de doctor, era... Nu, dar nu de doctor, tata, era de fermier, de, mă rog, de care lucrează, că era cum se procesează laptele. Întâi ți-a pus un filmuleț despre ce era? Ai învățat ceva din ăla? Erau desene animate sau ce era? Erau desene animate cu cum mulci vaca, plastic de astea. Cum mulci vaca, da. Așa, și pe urmă, laptele îl puneai în ce îl puneai? În... L-ai pus într-un aparat, în ceva? Da, l-am pus într-un aparat. După aia a trebuit să apăs pe un buton verde. Așa. După aia pe ecran a apărut laptele. După aia am văzut cum îi punea ambalajul. Uh-huh. Da, deci practic arată un pic despre procesul de cum ajunge laptele în magazine. Pe urmă, de acolo am ieșit și ne-am dus la, cred că la Digi24, așa, la, în studio de filmări. Și ne-am dus să vedem Formula 1. Ce Formula 1, mă? Stai un pic să zicem la Digi. Deci am intrat și în studio de televiziune, cu microfon în mână, nu știu ce, trebuia să citească o știre sau să repete, să prezinte ce? Ce știi? Prognoze. Prognoza meteo. La bloc, la post. Da. Așa, pe urmă ne-am mai dus, ce camere mai erau, la ce am mai fost? Am fost și la circuitul de kart, s-a plimbat două ture cu kartul, aici trebuia să plătim. La Digi parcă te-a plătit pe tine, nu? Cred că acolo ai câștigat niște bănuți. Da. Practic cu ce bani câștigi, plătești în partea altă, nouă ne-au ajuns bănuții să intrăm pe unde am vrut. Așa. Și am avut chiar și prea mulți, ne-au mai rămas 10. Ne-au mai rămas niște bănuți pe care la final i-am dat cadou unui copil de pe acolo. Am mai fost la circuitul de kart, a făcut două ture, dar acolo merita să plătești de două ori ca să te obișnuiești un pic mai bine cu mașina. Ai mai intrat la ce? La reciclat. Da, despre reciclare. Ți-a plăcut acolo? Da, a fost ok. A fost ok. Acolo nici nu avea ușă. Acolo nu avea ușă. Așa, ai mai fost la neonatologie, la aia cu bebeluși, da. Că noi am intrat, credeam că acolo pleca ambulanța, acolo era coadă mare la ambulanță, să îi plimbe cu ambulanța și erau două de fapt, una era de bebeluși și acolo a intrat el și pe urmă, de fapt, trebuia să mai stai o dată la coadă ca să mergi cu ambulanța și n-am mai stat la coadă, ne-am dus la alte activități. Ai fost la mai ce, nu? La avion. La simulatorul de zbor, care ce? Care de fapt era un fel de joculeț foarte drăguț și bla bla bla. Deci asta era foarte drăguț, nu o prostie, a? Până acum ai zis numai, o prostioare de numai.
Da, simulatorul de zbor i-a plăcut cel mai mult, că trebuia să țină el de manșa aia și să conducă, să vadă pe ecran așa avionul. Păi, avionul nu se vedea de nu că tu erai hartă, dar... Da, vedeai pământul așa ca din satelit. Da, trebuia să treci prin niște cercuri până vedeai un semn așa verde, acolo era finish-ul. Da. Și dacă nu reușeai să aterizezi la finish, te oprea el automat. Exploda automat, da. Acolo n-am putut să intru să-i fac o poză, mă rog, am făcut de la intrare. Ai mai intrat la ăla de ochi, nu? Ăla de ochi, da, unde a zis că dacă port ochelari, am zis că nu. Da, nu purta ochelari. Ai mai intrat la... ce ai mai intrat? La ăla cu tableta, era ceva despre IT, ci că, mă rog, un fel da, de... Da, trebuia să... îți alegeai vârsta, era 4-6... Asta ce ai ales-o tu? 7 cu 8... Cu 9, cu 9, 10 cu 12. Și tu ți-ai ales vârsta ta 10 cu 12, da. Da. Și trebuia să faci un joculeț pe tabletă. Și trebuia să dai sus un buton și după aia te puteai construi. Uh-huh. Dar pe urmă unde ți-a plăcut ție cel mai mult cu mașinuța care te-a plimbat? La pompieri. La pompieri. Ia să vă punem filmuleț să vedeți ce au stins ei un foc acolo. Stinge focul, dă-i! Bun, și-a intrat... Și-a mai mers la ciocolată, l-a făcut ciocolată. L-a făcut ciocolată acolo, bineînțeles că am plătit din bănuții aia fictivi, așa, dar ți-a dat la sfârșit să mănânci o ciocolată făcută de tine, da? Da. Mă rog. Ne-a dat niște pătrățele. Da, i-a făcut o formă. După ne-a pus niște plasticuri și ne-a pus ciocolată moale, au pus-o la temperatură rece, scăzută. Și da. în câteva secunde a fost tare și am putut să o mâncăm. Bravo. Am mai intrat, ai fost și te-ai angajat curier, nu? Da, și... Aveai și de livrat sau de luat? Deci la curier trebuia, mi-a dat o foaie și un rucsac unde primeai bani, parcă. Da, te angajai. Dacă, ce făceai? Dacă duceam, aveam o foaie și un rucsac care mi-a pus pentru... La poliția trebuia ea să-mi dea. Da. La... Trebuia să duci niște pachete și să iei pachete, da? Bun. Da, da, la poliție a crezut poliția că trebuia să-i aduc eu și n-a avut pachete să-mi dea. N-a avut pachete să-mi dea. Ai mai făcut pe... Ai fost și la poliție, trebuia să descoperi unde-i cartea lui Alex, nu? Da, și... Cu indicii. Nici nu știa unde se duc copiii. Deci ai găsit cartea lui Alex până la urmă, cu indiciile? Da, da, da. Bine. Și ai mai intrat la ceva? Am mai intrat la... Sau hai să zicem la care nu am apucat să intrăm sau că n-am. În primul rând, unde nu ai intrat și care cred că era foarte interesant? La cutremur. La cutremur. Era un simulator, și că singurul simulator de cutremur din România, care mi s-a părut super interesant să-l zguduie, sigur i-ar fi plăcut. Și ce s-a întâmplat? Te-ai suferat că m-a obligat. Nu, eu nu m-am supărat că te obligam. Da. Eu a zis, hai să intrăm și aici. Și el a stat acolo la rând să apărăm. Și când a apărut nenea care se ocupa de activitatea respectivă, el a zis, nu vreau să intru, nu vreau să intru. Eu cred că nu i-a plăcut de nenea ăla. Mă, e rău, domnul. Era simpatic, dar nu i-a plăcut, cred că asta, că el n-a zis alt motiv. Și n-a vrut să intre la cutremur. Cum îl vedea pe nenea ăla, nu voia să intre la cutremur. Și eu m-am supărat și eu un pic așa, că zic, tati, ratezi o chestie super interesantă și nu știu, o să-ți placă. Tati, avem bluza turcoază, ca o putere. Lasă aia, hai. Da, n-am intrat deci la simulatorul de cutremur, n-a putut să intre oricum, era că n-avea înălțimea necesară la ăla de cățărat, era un traseu de cățărat, un pic de tirolian, da, așa. Dar nu puteam să-l fac.
N-ai intrat la farmacie, unde puteai să fii farmacist? Da. Nu, la farmacist dacă aveai peste 7 ani. A, da. Așa? N-am intrat la Lidl. La Lidl? Era înghesuială la Lidl unde, să intri să faci cumpărături? Unde puteai să fii ori client, ori casier, ori să aranjezi marfa pe rafturi. Da. Cred că de la clienții care le puneau un coș și le amestecau. Casierul era, cred că, cel mai fain. Și n-ai apucat nici la ambulanță. La acela era interesant și nici la stomatolog, acolo treia să mai intrăm. Și nu am intrat la piele și la dentist. La dentist, da, și la mai era ceva care despre piele, învățai cum să fac creme. Mei. Da, despre negii lui, poate scotea și lui un neg, nu știu, poate mergem de adevărat. Bun, deci cam asta e la Destiny Park. 3 ore și jumătate aveam la dispoziție, noi am stat cam 3 ore, găsești înăuntru și de mâncare, de băutură, pe bilet aveam și o sticlă de apă inclusă gratuit, am luat-o de acolo. Dar dacă vrei poți să pleci înainte de 3 ore. Păi da, dar vrei să cheltuiești banii și să nu-i folosești? Vrei să stai cât mai mult, dar de-aia trebuie să vedeți cum vă duceți să fie odihniți, să fie mâncați și, mă rog, găsiți de mâncare și pe acolo, la suprapreț, bineînțeles. Și au fost 3 ore distractive, cred. Nu? Dar nu, n-aș zice neapărat că învață foarte mult, adică e o agitație acolo, sunt mulți copii, nu știu ce. Și am mai fost la una de ochi. Ai zis de ochi. Okay. Unde te-ai uitat prin aparat să vadă dacă vezi bine, nu știu ce ți-a zis. Și părinții nu intră, deci noi nu știu, eu nu știu exact ce, dacă le-am învățat ceva, le-a zis ceva, în fine. Le-a zis niște prostii. Niște prostii. Ai zis, ai învățat și ceva interesant? În afară de la cu avion, unde doar îmi zicea cum să conduc și după aia gata, ne-am învățat. Bine, așa că ne luăm și noi zborul acum cu avionul, hai că el știe să conducă. Și ne mai vedem pe aici, pe canalul de YouTube, da? Cum, ca să te duci în sus, în ce parte trebuie să tragi de manșa aia? Spre mine. Bravo, trage!